Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Pentru ediția de astăzi o avem împreună cu noi pe Vali Strubert. Vali este o membră a Centrului Creștin Timișoara, împreună cu soțul ei, și slujesc în zona de vest a țării noastre, vizitând bisericile care aparțin de Centrul Creștin Timișoara din zona de vest. Dar nu numai în zona de vest a țării a fost Vali împreună cu soțul ei în slujire, ci în multe alte locuri din țară. Dar o să las pe Vali să vă spună mai multe lucruri despre ea. Vali, îți mulțumesc că ai acceptat invitația să fii la emisiunea Puterea Rugăciunii. Emisiunea asta, în primul rând, este focalizată pe rugăciune, așa că știu că e o viață de rugăciune intensă și slujirea în care ești implicată împreună cu soțul tău, fără rugăciune, nu se poate. Dar acum, pentru început, aș vrea să spui câteva cuvinte despre tine, despre călătoria ta cu Domnul. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine și alături de cei care ne ascultă. Călătoria mea cu Domnul a început din aproape din copilăria mea, aș putea spune. Și m-am întors la Domnul într-o familie și o biserică baptistă din Timișoara. Am crescut acolo cunoscându-L pe Domnul și mă bucur pentru toți acei ani. Ca să scurtez povestea, m-am căsătorit cu Marcel, fiind parte și slujind amândoi în Biserica Baptistă, el fiind implicat la rândul lui în a-L sluji pe Dumnezeu în viața muzicală a bisericii. Am avut timpuri tulburi în viața mea care mi-au testat credința în Dumnezeu. Mulți dintre noi în vremea comunistă am trecut prin așa ceva, dar Dumnezeu m-a ajutat să trec peste acel moment din viața mea și să mă bucur chiar de faptul că am avut harul să plătesc un preț pentru a-L urma pe Dumnezeu. Aici așa să te întreb. Erai relativ tânăr în vremea comunismului și a reușit să trăiești o viață de credință sub amenințare și sub presiune, fără să faci pași înapoi. Poate spui câteva cuvinte chiar despre dimensiunea asta, pentru despre că acest episod? Pentru că sunt poate mulți tineri astăzi care îl urmează pe Domnul în condiții de libertate și de mare binecuvântare și poate nu realizează ce har au și să fie o încurajare pentru toți, să fim serioși cu Domnul. Da, eram în clasa 12-a la unul din liceele din Timișoara. Am dat examenul de bacalaureat, l-am luat cu o notă bună, aveam buletin de Timișoara, ceea ce se cerea în acea vreme ca să primești un post în Timișoara. Și în ziua în care au venit momentul repartiției, toți copiii am fost solicitați acolo la comisie. Comisia era făcută, bineînțeles, din direcțiunea școlii, dar și de la întreprinderea cu care noi aveam legătură, liceu, și, bineînțeles, membrii de partid. Așa era la vremea respectivă. Fiecare am fost chemați acolo și toți au primit posturi bune. A venit și rândul meu. Întrebarea era doar, ai buletin, care este nota? Dar ei știau deja, dar tu trebuia să răspunzi la aceste întrebări. Și când am intrat eu în sală, la comisie, prima întrebare n-a fost nici despre buletinul de oraș, dacă l-am, nici despre nota pe care am luat-o, ci la ce biserică mergi. Prima dată m-am blocat, n-am știut ce să răspund. Aveam 18 ani, apropo, pe vremea respectivă. Și m-am bâlbăit eu puțin și apoi mi-am dat seama că ei insistă. Am început să le răspund întrebărilor, i-am lămurit cu privire la biserica la care mergeam. Au continuat cu întrebări foarte, foarte insistente. Legată de credința ta. Legată de credința mea, legată de ceea ce se întâmplă în biserica unde eram parte, despre cine vizitează biserica, erau interesați de străini, de tot felul de lucruri. Au terminat în final, m-au întrebat despre câți copii are familia mea, au încercat cumva să mă umilească, pentru că în vremea aceea o anumită categorie de creștini erau umiliți din cauza numărului mare de copii. Și eu aici, ca și copil la rândul meu, așa cumva le-am spus, n-am decât o soră acasă, eu am crezut că am bravat cu chestia asta. Da, dar ei încercau de fapt să mă umilească și
lucrul nu s-a oprit aici. Eu n-am primit, de fapt, repartiție ca și ceilalți colegi ai mei și au continuat zile în care m-au rechemat la interogatoriu, să-i spun, că nu pot să-l numesc altfel. Mi-au spus clar că trebuie să mă gândesc la ce decizie iau și decizia ar fi să trec de partea lor și să fac ce-mi spun ei. Am să scurtez povestea și spun că ultima noastră întrevedere a mea, de fapt, cu ei, am văzut că numele meu era încercuit în registrul care l-aveau în fața lor și m-au întrebat foarte clar dacă am renunțat la ideea de biserică și de Dumnezeu și eu le-am răspuns că nu, pentru că nu pot să renunț. Nu este o decizie la care am de reflectat, pentru că e o decizie fermă pentru mine. Și ca atare, repartiția mea a fost următoarea, de a lucra la Gara Mare, la încărcat și descărcat vagoanele de marfă. Doar vreau să vă spun prin analogie că colega mea de bancă, care nu avea buletin de oraș și o notă mai mică decât mine, deci era cumva înapoi a mea pe listă, a primit un post la radio-televiziunea din Timișoara. Deci mă gândesc că și eu ar fi trebuit să ocup un loc acolo. Și au urmat pentru mine ani grei, nu mulți, vreo 3 ani de zile, dar ani de umilință, de muncă grea, pentru că nu am reușit să mă angajez nicăieri într-un loc decent. Am ajuns tot hamal în final la depozitele ICRT-i din Timișoara. Când m-am căsătorit cu soțul meu, care pe vremea aceea era artist la Opera Română, cântând la orchestra operei din Timișoara, el venea să mă viziteze îmbrăcat la frac și papion și eu eram îmbrăcată în șalopetă plină de praf și vai de lume și toți se mirau pe noi, dar noi ne știam de la biserică. Și de fapt m-am căsătorit cu el lucrând acolo, până într-o zi când Dumnezeu a zis destul. Și îmi aduc aminte cum stăteam și plângeam chiar în vremea aceea, în lunile acelea, când imediat am terminat liceul și ziceam, Doamne, dar ce se întâmplă? Și Duhul lui Dumnezeu așa m-a liniștit și mi-a zis, Vali, dar ai harul să suferi pentru Hristos. Și am înțeles asta și n-am mai plâns și m-am bucurat. Deși m-a mirat faptul că au venit oameni unii din biserică, care știam că frecventează biserica și mi-au zis, de ce trebuie tu să te afișezi acolo? Vezi că îți distrugi cariera, vezi că îți distrugi viitorul. Dar de ce trebuie să stai tu în primul rând la balcon, la cor? De ce trebuie în fiecare duminică să cânt, să recit, să te implici atâția? Ia mai, du-te mai în spate puțin și vezi-ți de viitor și cariera. Dar eu am ales să merg cu Dumnezeu în prima linie. Și a rămas în prima linie. Domnul s-a bucurat de slujirea ta. Da, este o mărturie importantă și interesantă, pentru că mă gândesc că mulți, chiar eu, care îl cunosc pe Domnul de după Revoluție și n-am experimentat vremuri de persecuție, n-am trecut prin astfel de teste cum ați trecut voi. Și cred că și credința noastră, poate și în felul ăsta, va fi testată la un moment dat. Așa că cei care ne urmăresc, bine ar fi să știm clar că nu va trebui să știm să dăm socoteală de credința din inima noastră la un moment dat, cu toții. Și aici Domnul pe pământ, nu doar că vă fi cu Domnul. Domnul să ne ajute. Vali, mergem mai departe acum și aș vrea să te rog să spui câteva cuvinte despre slujirea ta împreună cu soțul tău, mai în vremurile mai apropiate de noi, în bisericile din România. Ce remarcați sau care sunt nevoile mari de în zona asta slujirii, în bisericile pe care le-ai vizitat? Și apoi să revenim asupra acestor zone și dintr-o altă perspectivă. Slujim în perioada recentă și până astăzi în bisericile, așa cum spuneai, din zona de vest, care aparțin de Centrul Creștin Timișoara, și le însoțesc pe Marcel în această misiune. Și ceea ce văd este într-adevăr o nevoie de oameni care să se dedice. Sunt lideri, normal, liderii bisericii care fac munca, dar ei au nevoie alături de ei de oameni care să se dedice. Este nevoie de astfel de oameni. Mi-aduc aminte de biserici care își puneau problema a continua. Cum vor continua? Pentru că avem nevoie la departamentul ăsta, la departamentul celălalt de oameni. Avem nevoie de oameni și știu că ne rugam cu ei
ca Domnul să ridice oameni în aceste zone, pentru că sunt unele biserici poate în localități mai mici și e mai greu poate pentru cei de la oraș care se înghesuie în bisericile mari să le lase să meargă, să se implice acolo unde este atâta nevoie. Ați văzut nevoi mari de slujitori, de lucrători, nu doar în zona de vest, ați fost și în sudul țării și în zona Dobrogei. Da. Poate poți să spui câteva cuvinte despre acele zone. Care este nivelul de revelație, să zic? Care este nivelul de, vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de mântuirea prin Iisus Hristos? Eu cred că aș putea prea puține să spun în direcția asta, ci mai degrabă aș spune că eu am fost șocată. Mi-aduc aminte acum câțiva ani când am fost în Oltenia. Ne-am implicat alături de biserica din Turnul Severin, de centru creștin din Turnul Severin, și cei de acolo fac o lucrare extraordinară. Personal îi apreciez pentru ceea ce fac acolo. Și ne-am dus la o biserică de lângă Turnul Severin și vorbeam cu păstorul. Vorbeam despre cum merge lucrarea în zonă. Și el la un moment dat face următoarea remarcă, păi zice, sunt aici localități cu oameni care nici măcar n-au auzit Evanghelia. Și eu am zis, na, doar nu suntem în Africa totuși, în triburile din Africa, cum se poate să spui că în România, în secolul 21, sunt sate întregi de oameni care n-au auzit Evanghelia, dar nu vine un preot ortodox acolo care să le citească Evanghelia și duminica să țină slujbă, mă gândeam eu. Că doar tot din Evanghelie se citește și se predică în Biserica Ortodoxă. Și deci eu am fost puțin reticentă la ce mi-a spus el, la care el continuă și spune, zice, sora Vali, sunt biserici ortodoxe care sunt închise și nu mai funcționează din lipsă de preoți care să slujească acolo. Deci sunt sate și localități care n-au slujitor nici măcar în aria aceasta, în ceea ce înseamnă lumea ortodoxă. Și eu am fost șocată să aud asta. Deci este o mare nevoie. Este o mare nevoie, da. Poate că aici, cum spuneai, în orașele mari, unde sunt biserici de diverse culori din zona creștină, evident, oamenii pot să meargă acolo unde se simt mai la ei acasă, să zic. Dar sunt zone în care chiar oamenii n-au auzit de Iisus Hristos și de harul acesta al mântuirii prin jertfa lui Iisus. Pentru mine a fost mult când am auzit asta. Poate că cei care ne urmăresc vor lua minte și este o vreme în care cred că mandatul nostru ca și biserică ar trebui să începem să-l împlinim cu seriozitate, să ducem Evanghelia la cei care nu-L cunosc pe Domnul, indiferent de culoarea denominației din care facem parte. Exact. Deci nu mai avem scuză că nu putem. Sunt așa de multe mijloace de a duce Evanghelia, de a împărtăși. Totul e să vrem și să alegem să facem un sacrificiu, poate. Exact. Oare de ce să stăm în biserici aglomerate și să ne plângem că nu avem de lucru, că nu suntem băgați în seamă, când în alte părți de-abia ar aștepta cineva să audă un cuvânt? Și, practic, la nivelul acesta de bază al răspândirii Evangheliei, practic, fiecare creștin poate fi un misionar în România. Așa este. Deci este nevoie de oameni, Dumnezeu, de misionari în România. Nu trebuie să mergem în Africa să fim misionari, putem să coborăm puțin, câteva sute de kilometri în România. În sudul țării, în special. Și să găsim localități care n-au pe nimeni să le prezinte Evanghelia. Spune că ați fost și în zona Dobrogei, acolo cum este? Poate nu foarte diferit decât în sud. Nu foarte diferit. Mi-aduc aminte că am fost în zona Babadagului și este multă influență de peste graniță acolo. Și sunt oameni care... De acolo este islamul de sud. Da, da. Am spus-o altfel. Și oamenii au nevoie la fel de Hristos și de Evanghelie. Sunt biserici, există biserici. Dumnezeu chiar a aprins acolo, nu? Niște focuri în est acolo, dar este încă mare nevoie. Pentru noi a fost o minune cum am ajuns acolo. Și asta este o poveste. Cum am ajuns să slujim acolo.
Apropo de povestea asta, acum să ne întoarcem poate la unul din motivele pentru care ești aici cu noi, da, la această emisiune, pentru că Domnul ți-a dat o revelație. Așa, în fond, te-a pus să studiezi Scriptura într-un mod interesant ca să-ți descopere ce are el de spus vis-a-vis de punctele cardinale, reperele geografice din creația lui Dumnezeu, de fapt. Și ai scris o carte, Răsăritul, o poartă a slavei. Poate o poți arăta către cameră. De cât timp ai terminat-o? Că știu că a fost un proces întreg de finalizarea ei. De 3 ani, poate, cam așa ai terminat este. Cartea aceasta. A apărut editată de editura Alfa Omega. Dar este o carte interesantă pentru că explorează o zonă puțin abordată, poate descrierile creștine, cel puțin de la noi din țară, nu știu dacă în vest există, adică scrise în alte limbi, dacă există astfel de cărți, puține sunt. Dar ai primit o revelație interesantă legată de punctele cardinale, de modul în care Dumnezeu, care este Dumnezeu al rânduielii și al ordinii, chiar și prin aceste puncte cardinale ne dă niște repere. Așa și este. Chiar te-aș ruga să faci o scurtă prezentare a cărții și a revelației, cum ai primit acest îndemn de la Domnul, care după aceea a însemnat luni, ani de studiu și de muncă. Da. Și apoi poate esența acestei cărți. Care este greutatea acestor puncte cardinale și raportat la ce anume? Practic, Dumnezeu, când l-a creat pe om, nu l-a supus aici pe pământ la două coordonate la care să se raporteze, timpul și spațiul. Și iată că Dumnezeu mi-a vorbit, fără să caut eu să-mi vorbească în acest domeniu. Totul a început într-o dimineață când stăteam în împărtășie cu Domnul. Așa cred că încep lucrurile care vin de la Dumnezeu, stând în împărtășie cu El. Și mă rugam, îmi citeam Biblia și Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și m-a luat prin surprindere. Eu împărtășeam cu soțul meu tot ce-mi vorbea Dumnezeu și mă trezeam că lucrurile cresc și iau amploare. Am început să primesc cuvinte profetice de la diverse persoane care nu mă cunoșteau și au început să mă încurajeze să scriu. Lucru ce pentru mine a fost parcă prea mult, pentru că nu mă gândisem la așa ceva. Pe de altă parte, în mine clocotea ceea ce Dumnezeu îmi vorbea și trebuia să existe un mod în care să eliberez ceea ce El punea în mine și a fost modul cel mai la îndemână în final, să aștern pe hârtie ceea ce El îmi descoperea. Și cu cât am început să dau atenție la lucrurile pe care Domnul mi le arăta în Biblie și cu cât mă rugam mai mult cu privire la ele, cu atât creștea înțelegerea acestor lucruri. Dumnezeu, de fapt, a început să-mi vorbească din acel verset din Geneza unde îl caută pe om și îi spune unde ești. Și omul se ascunde pentru că tocmai păcătuise. Și am simțit cumva continuarea acelei întrebări în duhul meu, în felul următor. Unde ești? Nu știi că te-am chemat la slavă și tu acum te ascunzi? Asta e o întrebare pentru creștini, pentru poporul lui de astăzi. Și poate Dumnezeu să întrebe pe cei care se uită la noi astăzi. Ești un copil al lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ai fost chemat la slavă. Pentru că prin creație suntem copii al lui Dumnezeu, purtăm chipul lui și mai mult, prin Hristos am fost răscumpărați și aduși din nou în starea slăvită de a fi fii ai Tatălui și fiice ale Tatălui și de multe ori unde suntem, ne ascundem de Dumnezeu și ne ascundem după tot felul de, după tufele eșecurilor și a minciunilor diavolului, ca și Adam și Eva. Și iată așa Dumnezeu a început să-mi vorbească, să-mi arate că zonele geografice, de fapt, poartă anumite semnificații. Din ce cauză? Pentru că omul își desfășoară viața într-o anumită zonă și acolo se raportează la Dumnezeu, în zona aceea, da? Și atunci, prin modul în care omul se raportează la Dumnezeu, lasă o amprentă peste acea zonă. Ne aducem aminte de proverbul care spune omul sfințește locul. Ceea ce face omul în locul respectiv atrage o semnificație spirituală peste acel loc. Una bună sau una rea.
Așa e. Și iacă așa am înțeles că răsăritul, de exemplu, poartă o anumită semnificație cu sine și este atât de evidentă când dai atenție Scripturii și te uiți din acest punct de vedere la Scriptură. Atunci când Dumnezeu îl creează pe om, alege un loc, Edenul, și o grădină care o pune unde? În răsărit. Nu oriunde în Eden, în răsăritul Edenului. Și acolo își descoperă Dumnezeu slava sa față de om. Adică se descoperă pe sine omul. Exact. Și are această relație extraordinară de comunicare fără niciun obstacol cu cel creat de Dumnezeu. Și lucrul ăsta este în răsăritul Edenului. Interesant că tot acolo, în răsărit, omul, după ce cunoaște pe Dumnezeu și slava lui și este el însuși îmbrăcat cu slavă, omul tot acolo pierde slava în urma neascultării. Observ că după momentul căderii în păcat, răsăritul care inițial poartă cu sine această încărcătură frumoasă de binecuvântare, își schimbă, dacă vrei, conotația și de aici încolo poartă cu sine o altă încărcătură. Ori de câte ori omul, după ce Adam și Eva păcătuiește, ori de câte ori omul păcătuiește, ne uităm la Adam și Eva, ies pe poarta dinspre răsărit în urma păcatului și se îndreaptă spre răsărit. Cain, în urma păcatului său, fuge înspre răsărit, în țara Nod. Și semnificația țării Nod, spuneai că este în carte. Că da, spune Biblia că Nod mai înseamnă a fi fugar, a hoinări sau a te îndepărta de Dumnezeu. Și el tot înspre răsărit o ia. Și sunt multe exemple în Biblie. Și am observat că până în ziua de astăzi, țările răsăritului sunt țări care sunt departe de Dumnezeu. Acum, ca să definim aceste puncte cardinale, toate au ca centru de referință Israelul sau Ierusalimul. În fond, acela este locul central, exact, în planul lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu, la care se face raportarea corectă a punctelor cardinale. Deci, răsărit, vorbind față de Israel. Sau față de Ierusalim. Da. Noi, ca România, suntem pe aceeași axă cu Israelul, deci și oarecum suntem mai la nord decât ei, dar suntem pe aceeași axă cu Israelul. Da. Și în sensul acesta ne putem relaționa, să zic, corect vis-a-vis de răsărit și apus. Da. Deci răsărit, spuneai că este locul în care este foarte mult idolatrie, de fapt. Da, foarte mult. Pentru că m-am gândit, oare de ce se întâmplă lucrul acesta? Uitându-ne în Biblie, cine stă de fapt împotriva lui Dumnezeu este diavolul. Totdeauna este împotriva lui Dumnezeu și a ceea ce face el. Dumnezeu alege un loc, diavolul este prezent acolo să desacralizeze locul ăla. Dumnezeu alege să facă ceva, el este acolo să lupte împotriva acelui lucru pe care Dumnezeu alege să-l facă. Așa cred că a făcut și cu răsăritul. Dumnezeu a ales să se descopere omului în răsărit, el a venit acolo, s-a infiltrat acolo și prin înșelăciune l-a determinat pe om să nu asculte de Dumnezeu. În fond, acesta este păcatul esențial al omului, neascultarea de Dumnezeu. Da. Și iată că în final, de câte ori omul păcătuiește, vedem în primele istorii biblice, omul parcă atras de un magnet se îndeaptă spre răsărit. E foarte interesant. Solomon însuși, când la un moment dat hotărăște el, din cauza mulțimii de neveste pe care o avea, să facă câte un idol fiecarei neveste, câte un stâlp de închinare pentru fiecare nevastă idolatră, împlinește lucrul acesta, l-a răsărit de cetatea lui Dumnezeu și de templu pe muntele măslinilor. Și foarte interesant că după ce el împlinește lucrul acesta în Biblie, cronologic, câteva versete mai în jos apare și sentința lui Dumnezeu față de el. Foarte interesant. Muntele Măslinilor, apropo de localizarea lui față de templu, față de locul templului, templul în Ierusalim este pe muntele Moria. Acolo a fost constituit, așezat primul templu și al doilea și acolo este locul în care Avram a venit să aducă în ascultare de Dumnezeu pe fiul său. Da. Dar muntele Măslinilor, care are o conotație foarte puternică și profetică în Noul Testament,
Este localizat la Răsărit, de templul Dumnezeu care a fost construit de Solomon. Și acest munte al măslinilor poartă cu el această încărcătură, da, a fost desacralizat, cum ai spus, prin acest altar idolești ridicat de Solomon pe acest munte, dar de pe acest munte al măslinilor, Domnul Iisus s-a ridicat la cer și ne spune că pe acel munte va reveni. Exact. Iarăși a fost pentru mine exact ceea ce tu spuneai, a fost așa de minunat să văd subliniată de Dumnezeu, pentru că așa cum El, prima dată când îl creează pe om, alege un loc și la răsăritul lui grădina, care este leagănul umanității, unde se descoperă omului, mult mai târziu în istorie alege iarăși un loc, așa cum spuneai, Ierusalimul, și la răsăritul lui are din nou o grădină. Grădina de pe muntele măslinilor, unde vine Domnul Iisus Hristos și spune da planului de mântuire. Și da, este această grădină, muntele măslinilor, care, exact cum spuneai, va avea un loc important, este o scenă importantă. Poate ne poți spune câteva cuvinte despre semnificația celorlalte puncte cardinale? Da. Așa, foarte în esență, pentru că timpul este scurt și... Am observat că vestul poartă cu sine acel simbol al cunoștinței. Cunoștinței de Dumnezeu. Cunoștinței de Dumnezeu, da. Vedem lucrul acesta în câteva relatări biblice și cel mai concret îl vedem apoi subliniat în istoria Bisericii Primare. Când Biserica Primară își începe migrația ei și călătoria ei misionară, ea se deplasează spre vest și prinde rădăcini în vest. Adică în Europa de astăzi. Da, în Europa de astăzi, da. Respectiv în Roma și apoi mai târziu a doua capitală a creștinismului la Constantinopol. Dar Imperiul Roman și Imperiul Grec, ele sunt la vest, normal de Israel, și devin promulgatori ai creștinismului aceste zone din vest. În lume. Și am văzut de subliniat pentru vest acest simbol al cunoștinței de Dumnezeu. Și de fapt putem să vedem clar până astăzi că lumea vestică este o lume creștină. Simplu. Pe când lumea estică și sud-estică este o lume idolatră. Că avem astăzi idolatrie în vest, este din cauza infuziei din răsărit. Da, și din pricina răcirii dragostei. Și din pricina răcirii dragostei, da. Care sunt semnal al vremurilor în care trăim. Apoi, cu privire la nord, nordul, despre el am observat că este un loc al împărăției lui Dumnezeu, al autorității, al judecății. Al dreptății. Al dreptății. Dau un singur exemplu ca să subliniez lucrul acesta. Când Lucifer, în dorința lui nebună de a fi ca Dumnezeu, zice că vreau să-mi așez și eu scaunul de domnie, ca să fiu ca Dumnezeu, unde vreau să-l așez? În adâncurile miază noaptei sau în nordul îndepărtat. Pentru că nordul, în cultura veche, simboliza locul adunării dumnezeilor. Și iarăși despre cetatea Ierusalimului, despre ea în anumiți psalmi găsim scris că era localizată în nord, pentru că o considerau centru pământului și nordul era punctul de raportare pentru ei acolo. Apoi despre sud, sudul îl vedem ca un loc al robiei sau al uscăciunii, al deșertului. Să nu uităm că poporul Israel este rob în sud. Dus în robie în Egipt, a fost în perioada exact, care este în sud. În Egipt, în sud. Apoi David are perioada lui de deșert în viața lui, între faptul că este uns și chemat până se împlinește acel lucru în viața lui și toată această perioadă din viața lui, el o petrece în partea de sud a Israelului prin pustie, da. Deșert. Vedem asta în viața lui și apoi sunt și alte istorisiri biblice care ne subliniază acest lucru. Iar dacă ne uităm astăzi în istorie și la ceea ce trăim astăzi, vedem asta în lume. Sudul este o zonă uscată nu doar geografic vorbind, că e mai secetoasă și mai aridă, dar are nevoie de Evanghelie.
Și oarecum și economic se reflectă Exact. aceste dimensiuni Da. de care spuneai tu. Da. Economic vorbind, sunt acele manifestări ale binecuvântării lui Dumnezeu care Da. vin peste anumite zone din lumea aceasta și Da. pot fi identificate oarecum și plan geografic. Revenind la România, putem observa cam același model Exact. și în țara noastră. Pe mine m-a fascinat, în timp ce studiam Biblia, să constat că acest model pe care îl găseam cu privire la Israel și la popoarele din jur se aplică așa de bine la noi. Sudul este o zonă mai aridă, vestul este o zonă mai dezvoltată, a fost evangelizată mai mult, plină de biserici. Nordului, iarăși, îi merge bine, iar sudul și estul țării are nevoie încă de lucrarea lui Dumnezeu. Și iarăși este foarte frumos de observat cum creștinismul în România a intrat prin răsărit. Răsăritul este o poartă a slavei, pe Da. unde cunoștința lui Dumnezeu, de fapt, a intrat și slava lui vrea să vină să se manifeste. Da, practic, revelația creștinismului a pătruns Da. prin partea de răsărit. Da, în România. Da. Da, e foarte frumos. Prin zona Dobrogei, care Da. acum este o zonă care are nevoie din nou Da. de revelația lui Iisus Hristos. Așa Așa că este. între timp zona aceea a devenit mai aridă spiritual și chiar și fizic, chiar și ca, eu știu, dezvoltare economică, ca Exact. și deșert, să zic. Că zona Da. așa mai aridă, mai fără vegetație, zona Da. mai uscată puțin. Interesant ce ne-ai spus despre cartea aceasta. Încurajez pe toți cei care ne urmăresc să o citească, pentru că este plină de referințe biblice și tot ceea ce Domnul ți-a descoperit se bazează pe Scriptură. Nu sunt invenții, nu sunt observații. Da, putem recunoaște acest tipar biblic Da. în lumea noastră înconjurătoare, dar are la bază Scriptura și pentru mine personal, cartea asta mi-a adus multe clarificări pentru că am observat această conotație a punctelor cardinale care erau menționate în Biblie și sunt așa de des menționate. Așa este. Și am știut că este o semnificație dincolo de doar simpla amintire a acestor puncte cardinale. Și mă tot întrebam, oare care este semnificația lor? Oare de ce Domnul tot amintește că au pornit spre răsărit, că au pornit spre Da, nord? da. Plus că în vremurile din urmă sunt din nou niște semnificații importante legate de punctele cardinale relativ la împlinirea Scripturii, Da, așa le este. vedem. Așa că toți cei care sunt curioși ar face bine dacă ar citi această carte. Cred că e o carte care aduce multă lumină și multă revelație pentru multe întrebări pe care poate mulți le au în inima lor. De ce este așa? Da. Dumnezeu, cum ai spus, este un Dumnezeu al spațiului și al timpului și coordonatele acestea ale așezării noastre pe fața Pământului au semnificație, au greutate și poate oarecum determină și modul în care noi ar trebui să ne rugăm, Așa este. geografic fiind așezați într-o Da. anumită zonă. Îmi spunea cineva din Dobrogea, o soră pe care am întâlnit-o astă vară, care se roagă împreună cu un grup de frați și de surori din părtășia ei pentru zona de țară unde ei sunt și îmi spunea că a ajuns printr-un context să intre în posesia cărții și să o citească. Eu nu o cunosc pe sora, nu o cunoșteam, ne-am întâlnit în vară. Așa de mult m-a încurajat pentru că îmi spunea, zice, Vali, dacă doar pentru mine ai scris cartea asta, s-a meritat, pentru că Dumnezeu m-a făcut să înțeleg anumite lucruri cu care eu mă zbat și pentru care mă rog acolo în zonă și acum este încurajată să meargă mai departe, Da, să se pentru roage. că această carte, și vreau să o arăt din nou celor care ne urmăresc, este cartea Răsăritul, o poartă a slavei, este o carte importantă care îi ajută mai ales pe oamenii rugăciunii, cum ai Așa spus, este. care au nevoie să înțeleagă acest lucru al modului în care să se roage pentru zonele geografice în care sunt ei Da. așezați. Vorbesc acum de trupul lui Hristos din România, vorbesc acum despre biserica, poate care este în vest și care are cunoștință, Da. dar e mare nevoie să se roage pentru celelalte zone care sunt sub aceste dimensiuni ale oarecum influențelor
pot să zic, păcatul adamic care afectează pământul, afectează creația și noi ca și copii al lui Dumnezeu răscumpărați avem autoritatea și revelația și înțelegerea și dreptul să revendicăm, să cerem în, prin rugăciune aceste teritorii înapoi, să intre în binecuvântare, să intre în această dimensiune a cunoașterii a Domnului Iisus Hristos într-un mod profund. Da, pentru că Dumnezeu spune că vrea în final ca tot pământul să fie plin de slava Lui. Da, și lucrul acesta este profețit că în zile din urmă tot pământul va fi plin de cunoștința slavei Lui. De cunoștință. Da. Și lucrul acesta se împlinește vizibil sub ochii, în vremurile noastre și sub ochii noștri. Zone de care spuneai că sunt mai aride, sudul globului, să zic, emisfera sudică, da, raportată la Israel, cunoaște de treziri serioase. Dumnezeu vrea să restaureze, normal. Deci Africa cunoaște acum un sezon de trezire foarte puternic. America de Sud este într-un val de trezire puternic. Țările din Asia, din partea de emisfera sudică, sunt efectiv inundată de cunoștința slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu, iată că și împlinește promisiunile. Și și noi ca țară cred că vom intra în planul Domnului de să ne ajute Dumnezeu. De a fi invadați de slava Domnului, așa cum Biblia ne spune, așa ne dorim. Mali, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Eu vă mulțumesc. Pentru cei care ne urmăriți și doriți această carte, sunați la Alfa Omega și vă ajutăm să intrați în posesia ei. Iar până o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii, Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, avem un mandat ca și Biserica Domnului din România să ne rugăm ca cu adevărat slava lui Dumnezeu să inunde țara noastră. Amin. Și toate zonele acestea de uscăciune în care Evanghelia încă n-a pătruns așa puternic să se deschidă pentru ca adevărul și viața să pătrundă și acolo și oamenii să fie mântuiți. Fiți binecuvântați de Domnul!